Andreea Raicu, însărcinată. Primele declarații ale vedetei despre sarcină. Andreea Raicu a vorbit pentru prima dată despre o eventuală sarcină. Ce a avut de mărturisit vedeta? Andreea Raicu a fost invitată într-o emisiune TV, unde a povestit despre recenta vacanță pe care a avut-o în Grecia. Vedeta a venit cu multă bună dispoziție și energie pozitivă. Urmăritorii ei vor să știe dacă motivul fericirii este o eventuală sarcină. Andreea Raicu are o relație de ceva timp cu iubitul ei, care o face extrem de fericită. Totuși, fire discretă, vedeta nu vrea să ofere prea multe detalii legate de viața sentimentală. Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fanii Andreei Raicu. Aflată în emisiunea TV, Andreea Raicu nu a vrut să spună lucrurilor pe nume. Întrebată dacă a fost în vacanță cu iubitul ei, vedeta a evitat să ofere un răspuns afirmativ și a mărturisit că au fost mai multe persoane în escapada din Grecia. Apoi, au urmat câteva întrebări cu privire la un viitor bebeluș în viața Andreei Raicu. Fără să confirme sau să infirme această ipoteză. Vedeta a spus că și dacă ar fi însărcinată și ar fi conceput bebelușul în timpul sejurului din care tocmai s-a întors, nu ar avea cum să știe momentan. Întrebată dacă va face public anunțul că așteaptă un bebeluș, atunci când acest lucru se va întâmpla. Andreea a spus că preferă să țină pentru ea, fiind un lucru extrem de personal. Știi care e visul meu? Visul meu este să rămân însărcinată și să nu știe nimeni până când nasc. Pentru că vreau să fie pentru mine, nu vreau să fie pentru nimeni altcineva. M-am balonat un pic, ce în vacanță nu pot să mănânci mai mult. Eu am mâncat cartofi prăjiți și altele. Poate o să am o burtică foarte mică, ca mama, care până la 6 luni nu și-a dat lumea seama că este însărcinată. Sau ca Anca Serea sau Dana Rogoz. A declarat vedeta TV.